Sportivii de la ACS Campionii Lerești au fost vizitați la antrenamentul de joi seara de primarul Comunei Lerești, Marian Toader, și viceprimarul Adriana Cicu. Îi avem aici lângă noi pe domnul primar și pe doamna viceprimar din Lerești, care au venit ca reprezentanța lui Moș Crăciun cu niște pachete, niște cadouri pentru voi toți. Având în vedere că performanțele și rezultatele obținute de voi s-a auzit inclusiv la Moș Crăciun, în toată lumea. Primul rând trebuie să felicit pe doamna Raluca. Mulțumesc, Enache, pentru ceea ce face, pentru faptul că și noi ne mândrim cu acest lucru, este lărășteancă și ne mândrim și ne și onorează în același timp și ne și obligă să fim alături de dumneavoastră, să vă sprijinim în tot ceea ce întreprindeți. Anul ăsta a fost, exact cum promisesem de anul trecut, a fost un început destul de bun. Cu siguranță în anul va fi și mai bine și vom căuta și soluții pentru a vă susține. Că sportul fără bani nu înseamnă nimic nou, nu se poate face. Ce să vă spun? Suntem mândri că reprezentații, când apare aceste campioni Lerești, renumele Comunei Lerești s-a auzit în toată lumea, pe Toma Pavondu. Cei doi au asistat la o scurtă demonstrație a tinerilor karatiști, printre ei aflându-se și proaspăt campioana mondială Ștefania Codârlă. Șefii administrației au pregătit o plachetă pentru sensei Raluca Enache și cadouri pentru fiecare sportiv. Primăria și Consiliul Local de Lerești acordă pachetă de excelență, se acordă doamnei Raluca Enache, sensei Clubul Sportiv de Karate Campionii Lerești, în semn de înaltă apreciere și prețuire pentru rezultatele sportive excepționale obținute și pentru promovarea Comunei Lerești în cadrul competițiilor sportive. Mulțumesc foarte mult să primiți această pachetă din partea mare noastră. Mare drag și cu responsabilitate ca în anul ce vine să păstrăm cel puțin același nivel. Eu zic că o să fie un an și mai ridicat. Așa. Mulțumesc. Păi mare, sarul cu camerea, da? Păi un dar ca noastră. Hai. Rare ești. Să fii puternic, da? Hai, hai. Să treci mare și... Da. Bun. Revedere și succes. Treci mare. Întâlnirea de joi seara s-a încheiat cu o fotografie de grup în jurul bradului de Crăciun, instalat în sala de antrenament din incinta Centrului de Afaceri Câmpulung.